Salut, sunt Bia și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, după foarte mult timp, am reușit să filmez din nou și sunt foarte încântată de acest lucru. Îmi pare rău pentru lipsa mea, dar să știți că am făcut foarte multe lucruri între timp. M-am mutat, mi-am rearanjat întreaga cameră și probabil într-unul din videoclipurile următoare vă voi arăta și vouă cum arată noua mea cameră. Astăzi vreau să facem un machiaj de festival și probabil observați că deja fața mea este pregătită. Tot ce trebuie să facem este să aplicăm machiajul ochilor și apoi diferite paiete pentru a scoate în evidență acest festival make-up look. Înainte să începem, vreau să vă spun că pe Instagram am două super giveaway-uri. Unul dintre ele este cu două fete foarte drăguțe, în care se află o mulțime de produse, iar celălalt este un giveaway mai neobișnuit. Este un bilet la Untold pentru o zi de festival și vreau să văd cine va fi câștigătorul acestuia și va veni alături de mine la Untold. Și dacă tot vorbim de Untold și săptămâna viitoare este Electric Castle, astăzi facem machiajul cel mai deosebit de festival, dar înainte de acest lucru nu uita să te asiguri că ai apăsat pe butonul de subscribe și pe butonul de like, dar ai dat și un share acestui video pe Facebook sau pe Instagram. Haideți să trecem la treabă! Mă voi lăsa inspirată de aceste aplicații, care de fapt nu sunt aplicații pentru make-up, sunt aplicații pentru hârtie, dar noi le vom folosi pentru față. Este un set de la Pepco care a costat 8 lei și probabil încă îl găsiți în magazine. Acest set conține 7 tipuri de pietre diferite, care au modele și culori diferite și vreau să vă arăt că fiecare dintre ele are pe spate o aplicație care se dezlipește și se poate aplica cu ușurință pe față. Așa că, uitându-mă puțin la aceste pietre, m-am gândit că astăzi vreau să fac un machiaj cu roz și mov, pentru că am aici două tipuri de inimioare, inimioare roz și inimioare mov, pe care vreau să le aplic pe frunte, în principiu, sau cel puțin la asta m-am gândit. Vedem ce iese. Încep machiajul ochilor, folosim paleta de la Huda Beauty Rose Gold Palette, din care voi folosi întâi nuanța Flamingo. Aplic această nuanță în pliul pleoapei și mă asigur că o blenduiesc foarte, foarte bine. Vreau o intensitate cât mai mare, așa că aplic strat după strat până obțin intensitatea dorită. Nuanța următoare pe care o voi folosi este una dintr-o paletă de la Melchior. Se numește Purple Haze și este un mov foarte pigmentat și o voi aplica în colțul exterior al ochiului, încercând să o blenduiesc cât pot eu de bine. Voi folosi apoi, pentru a-mi tăia pleoapa și a face ca acest machiaj să fie unul foarte frumos, noul concealer de la L'Oreal. Acesta este favoritul meu de când l-am primit. Pot să spun că-l iubesc, are o acoperire mare și trebuie foarte puțin produs pentru a se întinde pe o zonă foarte mare și a rezista întreaga zi. Acest concealer se numește Infallible More Than Concealer și eu îl am în nuanța Vanilla. Vi-l arăt și vouă, este superb și are o pensulă foarte deosebită. Mă voi ajuta de o pensulă foarte mică, cu precizie, și voi tăia pleoapa, așa cum am menționat și anterior. Cum realizez acest lucru? Pun puțin concealer pe baza pleoapei, cât mai aproape de gene, iar apoi deschid ochii și mă strâmb, astfel încât să văd până unde se formează acea linie. După ce s-a format și am deja foarte bine realizat conturul, pot să încep să realizez cu adevărat tăierea, așa zisă, a pleoapei. După ce am făcut acest lucru, voi tapota ușor cu degetul pentru a mă asigura că nu există niciun fel de surplus, iar apoi voi începe să setez acest produs cremos cu fardurile cu care am realizat și restul machiajului. M-am hotărât în acest fel să realizez un machiaj cu nuanțe mate, pentru că vreau să pun accentul pe acele pietre pe care le vom aplica ulterior. Așa că încep de la colțul extern al catcris-ului cu nuanța de mov, iar apoi spre interiorul ochiului voi folosi nuanța de roz.
Aceste nuanțe le voi aplica în diagonală prin mișcări de tapotare, în așa fel încât să fac un degradé cât mai frumos. Mă ajut de eyelinerul lichid de la Melchior. Este preferatul meu în ceea ce privește eyelinerele albe, pentru că are o pensulă foarte subțire, care îmi dă precizie și mă ajută să trasez linii foarte fine. Pentru această parte a machiajului va trebui să stau cu privirea în jos și să mă asigur că stau așa până se usucă eyelinerul. Am făcut repede și partea inferioară a ochiului și acum trecem la mascara. Folosesc mascara mea favorită în momentul de față, și anume cea de la Kiko Milano, care se numește Dark Treasure Mascara. Are o pensulă foarte subțire și în acest fel ajunge la toate firele de păr din geană, așa că îmi place foarte mult, o ador, vă arăt și vouă îndeaproape cum arată. Este superbă și vreau să vă arăt ce gene minunate pot să obțin cu ea. Mi-am aplicat și niște gene false pentru a avea un efect și mai spectaculos al machiajului meu. Am realizat și conturul feței și vreau să realizăm și blush-ul folosindu-mă de paleta de la Maybelline Master Blush, din care voi lua această nuanță de roz pentru a se asorta cu restul machiajului. Ca și highlighter și pentru a ilumina arcada, dar și ochiul intern al ochiului, voi folosi acest pigment de la Cinecita, care este în nuanța 66. Îl aplic întâi în colțul intern al ochiului, este un roz foarte frumos și arată foarte bine cu acest machiaj. Uitați cât de bine arată! Vai, este superb! Vai, ce mult îmi place! Are o tentă de roze și arată foarte bine în momentul de față, combinat cu întregul machiaj. Trecem la buze și pentru a continua în aceeași nuanță de culori, voi folosi rujul de la Sleek Matte Me în nuanța 432. Puteți să lăsați machiajul așa și să fie un machiaj de festival care arată deja foarte bine. Puteți să adăugați puțin glitter pe buze pentru a da și mai multă luminozitate machiajului sau puteți adăugați și glitter și niște pietre, așa cum voi face eu astăzi, pentru a fi la cel mai înalt nivel. Voi folosi pensula pe care am folosit-o pentru aplicarea highlighterului și ce a mai rămas pe pensulă voi tapota ușor pe buze. Voi mai aplica două inimioare și în stânga și în dreapta și apoi vedem cum continuăm. Acesta este look-ul final. Sper că vă place. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like, dar și pe clopoțel să fiți primii care află despre fiecare nou videoclip de la mine de pe canal. Nu uitați de cele două giveaway-uri pe care le avem pe Instagram. Vă voi lăsa în descriere link-ul către ambele și dacă recreați acest machiaj sau faceți alte machiaje pentru festival, abia aștept să văd cum v-a ieșit și vouă. Dați-mi tag ori pe Instagram, ori trimiteți-mi o poză în privat pentru că sunt foarte curioasă. Până data viitoare, vă pup și să aveți cele mai frumoase zile la festival. Pa!